mi-am dat seama că lor, de fapt, nu, cum să vă spun, ei căutau niște motive, Îți căutau, da. parcă să nu-i vadă pe român fericit deloc, cum să vă spun eu. Că m-am apucat să vă spun cu Ciocoiu și nu m-ați lăsat. Deci Ciocoiu ăla s-a dus, deci caz real, s-a dus în 8 iunie anul trecut și de ce l-a câștigat alegerile la ora asta. Și s-a dus așa și a zis cât vrei, 2 milioane, ia 3 milioane, cât vrei, 4, ia 5 milioane. Și a dat el cât a putut până seara, s-a făcut sâmbătă. Sâmbătă el și-a făcut calculul. Bă, am dat bani la 70% din electorat. Am câștigat, mai în pas. Poate să vină Cum ai Diaconescu, găsit candidatul. numele ăsta Ciocoi? Adică te-ai întors la Nicolae Filimon, te-ai gândit mult, ați făcut un brainstorming la partid, Am ales, am capetele, da? Ceva, da. Au mai fost... Am avut de ales între Îmbuibat. Am vrut să te întreb. Între Da. Îmbuibat, Așa. Ciocoi, nu mai știu ce am mai avut. Încă ceva și am ales Ciocoi, fiindcă e, are clar o... Cine? Da, Ciocoi e vecină. Nu, chiar eu am ales. Niște telespectatori mi-au propus. Marian Vlad îl cheamă un telespectator, ca să vedeți că eu chiar iau de la telespectator foarte mult. Apoi și un specialist de anunțul de campanie, Victor Dumitriu, a zis, da, Ciocoi este extraordinar. Și așa a rămas și chiar a prins. Luăm o pauză publicitară și revenim cu povestea ciocoiului tău. 5 minute, 6 și revenim. Foarte multe pauze de publicitate. O să te lăsăm să termin povestea cu Ciocoi. Am revenit în direct, tocmai s-a decis aici că ora de închidere a emisiunii. Deci puteți să sunați mai liniștiți că mai stăm până, o prelungim până ora 2 și o să ne dea amendă cineva. Da, dar o plătește o plătește Dan Diaconescu că el e obișnuit. Știți că am luat OTV-ul e închis, da, e mort, omorât de cinea. Și am luat amendă la ședința trecută. TV-ul tot e amenzi. Păi da, da, e luat retroactivă ceva. Pentru emisiune veche. Dacă a murit, omul mai amendez după ce a murit. Da, așa în România. Și plătesc copiii. Vezi? Nu e în regulă. Acum votează și morții. Acum sunt amendați și morții. Tot nu termină, te rog, povestea cu Ciocoiu. Da, cu Ciocoiu. Și Ciocoiu a cumpărat atât de mulți oameni încât sâmbătă a zis ce-ar fi să mă odihnesc, să nu mă mai duc. Mai avea 3 cartiere de vizitat. Oricum am câștigat alegerile. Și a început să primească telefoane. Ca să vedeți unde a fost adus poporul român. Că am o explicație de ce ăștia taie mereu din pensiile, din salariile oamenilor. Și de ce măresc prețurile. Și omul a început să fie sunat. Alo, domnul Cutare. Un om m-a mărât. Dom'le, ai fost ieri în cartierele, nu știu. Da, am fost. Păi și pe la noi nu veniți, domnul că ai președinte. Dat acolo, da. Auziseră oamenii că ăsta s-a dus și a dat câte 3 milioane la 10.000 de oameni. Alți 3.000 vreau și ei bani. Că știți cum se duce vorba. Și a zis, nu prea am timp, că nu știu dacă mai ajung. Hai, domnul, vă rugăm frumos. Hai că vă așteptăm la intersecție acolo. Nu mai trebuie să intrați pe străzi. Și l-a mai sunat unul încă altul și zice, domnule, mi s-a rupt inima. Și sâmbătă seara pe la 6 am plecat iar cu sacul de bani și le-am dat la toți, deși eu oricum câștigasem alegerile. Dar oamenii mă așteptau pe stradă, încă o dată, el îmi povestea asta, ca eu să mă învăț minte, că oricât le-a spune eu românilor că să devină ei proprietari, să nu mai fie sclavi, să nu-și mai vândă votul, să voteze numai pe PDD, numai schimbare, nu o să am eu nicio șansă, că uite bă, românii mi-au ieșit mie în întâmpinare și au zis, ia votul nostru și dă-ne și nouă niște bani, stăpâne, conașule. Și acum, ce vreau să vă explic? Că eu m-am întrebat tot timpul de ce Băsescu a tăiat atunci salariile, pensii, nu știu ce. Când el putea să stea bine mersi fără să le taie, până la urmă știți bine că țara are foarte mulți bani și decât să dea pe niște borduri, pe păi niște panseluțe... Păi are datorii, n-are bani. Că... A, scau bani. Decât să fure ei, putea să-i lase la pensioane. Și eu cred că Băsescu și cu ăștia au tăiat toate salariile și pensiile, fiindcă românii începeau să se mai ridice un pic. În 2007-2008 începea să mai crească puțin consumul, se mai duceau pe la restaurante, prin magazine. Și când ăștia au zis, băi, românii ăștia au început să aibă bani. Păi ce dracu facem? Cum le mai cumpărăm voturile? Că vin alegerile peste un an, peste doi. Păi n-a fost criză. Să-i sărăcim puțin. Și atunci a început să-i sărăcească ca să-i le cumpere votul din nou. Că e în America economică. Sau în Germania niciodată un politician nu o să poată cumpăra vreun vot. Că iau 2-3 mii de euro pe lună. Păi ia vii cu bani. Alo? Și vând. Alo, bună seara. Bună seara. Vreau să vă întreb și eu ce părere aveți despre cel prezentator, Șerban Huidu, cu pedeapsa, cu acel accident. Cu... Pe cine vreți să întrebați exact? Domnul Dan Diaconescu, pe Serghei Mizir și pe dumneavoastră. În regulă. Da. Vă răspund. Eu acum iar sunt, pot să fiu subiectiv, fiindcă tatăl lui Șerban, doar ce ne-a atacat acum câteva zile, chiar înaintea procesului. Am luat și o atitudine aici. Da. Că nu-s de acord. Ce să zic? Nu știu. Acum, pentru Șerban e bine că a scăpat de închisoare. Acum, pentru cele trei familii, nu e bine că nu s-a dat închisoare. De-aia zic că și în procesul ăsta trebuiau să fie 9 jurați aleși din popor, care să fie decisei. Fiindcă așa, repet, niciodată niciun român nu o să aibă încredere în justiția asta din România, da? Toți care nu sunt șoferi,
în general, când aud un șofer care a călcat pe cineva, îl vor la pușcărie dacă s-ar putea pe viață. Toți care sunt șoferi zic, stai mă, că mai derapăm, mai nu știu ce și că nu-i normal, că n-am vrut să-i omorâm. Deci adevărul e undeva la mijloc. Cert e că în România nu cred că s-au dat, poate marea să știe vreun caz de șofer care a omorât pe cineva s-au să fie luat cu executare. S-au dat cu executare, dar la oameni simpli. A, la oameni amărâți. Că știu la că la Bernevig au omorât 4 sau 5 oameni. Atunci n-a pățit nimic. Da, șeful de la armată. Nu știu ce banchier, tot dar așa. Dar în același timp un vecin de-al meu de la... A făcut cu executare. Așa, a făcut cu executare 8 ani. Da, păi vedeți că nu e dreptate în țara asta. Știi care e părerea mea? Uite, de exemplu, ăia care au venit rupți de băutură și au făcut accidente și astea care au avut forță mai mare decât ăștia, nu s-a întâmplat nimic, au plecat să studieze pe afară, că argumentul la chestia aia pe mine m-a dat peste cap, m-a călcat pe nervi, că studiază afară, omor oamenii, era să zic, dar iară să iau foc în emisiunea asta, era să zic eu unde studieze, și pe ăla l-aș condamna. Pe ăsta acum, dacă a fost omul și a greșit, cum să spun, e greșeală. Dar ăla când te urci rup de băutură, de drog și fugi cu 200 la oră pe un bulevard în București, e clar că ești demens sau ai făcut de intenționat. Și du-te la părnaie, fraiere. Acum, ce mai vreau să-i spun telespectatorului, ca să fiu și mai corect, nu mi-a plăcut totuși la Șerban Hoidu. Că n-a dat bani la oameni, domnule. Aici ai punctul. Nu atât că n-a dat bani. Înțeleg de la rude... Era cu emisiunea lui, era omul dreptății, îmi plăcea să fie... Nu era omul dreptății. Ba da, eu zic că luam tot până la mișto. Luam la mișto, dar nu era dreptatea. Și aici mai e o problemă, că îmi spun mulți sensatori, eu nu urmăream Cronica Cărcotașilor, că el chiar înainte de accident vorbea urât de Dumnezeu, de biserică. Da, de să știi că multă lume s-a gândit la asta. Se poate să fie preot și blasfemia foarte tare. Pe urmă, uite, conflictul care l-am avut eu cu tatălui, deși poate n-are legătură, dar tot așa, nu știu, și tatălui acum mi-a arătat senzația că ar fi un om rău și m-am gândit dacă o fi din familie. Ce vreau să vă spun? Spun rudele la televizor, am vorbit, dar uite, aș face o emisiune cu rudele celor decedați, că el s-a purtat urât cu ele, în sensul că le-a zis că vine la parastaz, n-a venit, că le dă bani, nu le-a dat. Dacă o fi adevărat, asta e îngrozitor. Eu știu de un caz la fel de celebru, cazul Adrian Păunescu, soția lui Adrian Păunescu, dom'le, dar acolo femeia a crescut pe copilul care a rămas. L-a crescut, l-a adoptat, nu mai știu ce a făcut. Deci s-a purtat extrem de frumos cu familia rămasă. În timp ce Huidu aflu, deși e plin de bani, și că nu a făcut lucrul ăsta. Da? Dacă ar fi un amărât, n-ar avea, am înțeles că și familia lui eu sunt... Și sau măcar să nu le fi promis, că înțeleg că le-a promis. Și promis, dar da. Adică asta e punct negativ foarte tare la Șerban. Mai aveți vreo întrebare? În fine, fapta s-a întâmplat, oamenii au murit, a intrat în pământ, familia acum au rămas fără acești membri și Șerban Huidu își trăiește viața în continuare. Da? Cu o pedeapsă cu suspendare și cam asta atât. Da, nu, eu... Și vor mai fi accidente și presupun că tot la fel. Exact cum a zis și Serghei, eu vreau să spun că are circumstanțe, nu era băut, n-a vrut să facă lucrul ăsta. Așa e, da. Dar comportamentul lui ulterior nu e normal. Da. Eu îi spun și telespectatorului că, repet, odată cu cazul Becali, odată cu cazul Huidu, dacă nici de la cazurile astea nu băgăm jurați în instanță, nu mai băgăm niciodată. Adică sunt niște cazuri, măcar în astea... Nu vezi că nu poți să pună... Păi de ce nu face partidul tău propunerea asta? Vezi că nu poți să pună ăla șeful, pe Morara, nu poate să-l schimbe pe ăla. De la DNA. Dom'le, dar măcar experimental la niște cazuri de astea publice. Ce a spus Cargă, ce a spus Ponta, că ăla acum așa mai vrea pe Morara, în continuu, adică oricine ar propune pe Morara vrea? Băsesc, adică pe cum îi vine treaba asta? E complectaiurea, da. Păi pe față, domnule, nu înțelegeți că justiția aia lor e celui aflat la putere în România. Domnul Cristi, mai aveți vreo întrebare? Cam atâta, vă mulțumesc. Mulțumim și noi, seara bună. Și mai vreau să spun ceva, ca să se știe. Că poate rămâne caseta asta. Să trăiți sănătate. România a avut între cele două războaie sistemul cu jurați. Când a venit Iliescu, prietenul lui Serghei, la putere, ei au făcut... Între ghilimele. Între ghilimele. Ei au dat la popor, într-adevăr, multe lucruri care erau bune înainte în țară sau înainte de război. Povestea cu avortul, mă rog, și alte lucruri. Am constatat eu mai târziu, că eu nu știam, că uite pe asta cu jurații n-au băgat-o, ei trebuiau să o bage. Eu nu știu că am avut în interbelic așa. Prima țară din Europa care am avut așa ceva, vă dați seama ce tare eram. Iliescu mi-e clar
că el știa că am avut jurații ăștia. Dar Iliescu ce a zis? Bă, dacă eu bag jurații acum, la 1 ianuarie 90, era foarte simplu de băgat atunci orice. Orice. Bă, dacă bag jurații, cum mai arestez eu, mă, pe cine am eu nevoie? Pe ăla, cum îl eliberez pe ălaltul? Tata lui Serghei, că e de la început. Mi-aduc aminte de povestea lui Serghei și asta care e cutremurătoare. Și atunci mi-am dat eu seama că ăștia cu bună intenție n-au băgat jurații. Păi bă, dacă bagi jurații, ce ai făcut, mă? Păi degeaba ești la putere că vine ăștia, arestează, nu? Dacă ați pomenit vreunul să fie arestat care e în funcție în România? Niciunul, niciodată. No. Și nici nu știu dacă o să apucăm vreodată. Păi în America, fraților, ăla, cât era el, Clinton ăla de președinte, l-au închetat ei acolo cu prohabul desfăcut, a violat. Dar l-au dat jos pentru că a mințit și America a avut cea mai mare creștere în timpul lui Hitler. Pe urmă, în Germania, uitați-vă ce se întâmplă cu o grămadă de miniștri care demisionează. Președintele Israelului a închetat și condamnat pentru viol. Domnule, Israel, vorbind de Israel, Germania, America. În România, arătați-mi vreodată un prim-ministru în funcție care să fie cercetat, anchetat sau condamnat, sau un președinte în funcție. Cine bine? Și avem suficiente de multe cazuri penale. Dovezi și dosare care există. Nu? O țară distrusă, nu? De asta noi, în afară de emisiunea mea și a Lumara, mai avem asta România reală. Reală, în care vin oameni de specialitate, adică vine Ion Rădoi, vine Dragoș Dumitriu, care sunt și care noi vrem să, ți-am spus, dar noi vrem să aducem oamenii aici în direct. Bă, dacă îmi spune la televizor, bă, Dane, că e frică să vină în emisiune, că își pierde postul. Și al copiilor. Și al copiilor. Adică am zis, noi avem o emisiune care vrem să facem socială, în care vrem să invităm omul să spună exact păsul sau oful în direct și să intrăm în direct cu ei vor să facă mai mult pe astea, cu ce s-a întâmplat și cu Aruci, că a fost o mare nenorocire cu Aruci, cu toate lucrurile astea. Ei, dar doar că am ajuns ca oamenii să le fie frică să vină în emisiune. Din ce în ce mai mulți români și mie îmi spun, mă văd pe seara, domnul Dan, să spun ceva, dar stai să nu ne audă cineva, să nu ne filmeze. Bă, dar tu îți ascund telefonul când vorbesc pe cuvânt. Deci mai rău ca atunci cu Europa Liberă. Dacă ne ascultă obligatoriu 6 luni rămân înregistrările. Păi de ce să rămână? Sau asta cu cartele, să vedeți lovitura acum, mai ales pentru tine. Nu mai contează acum. S-a auzit, da? Că nu poate să-ți dea cartelă la benzinărie, da, fără buletin. Da. Cum cartelă? Da, să cumpere un număr de telefon mobil. Fără să știe cu el. Nu știam pe asta, nu. Da. Să-i asculte pe toți, să-i termine pe toți. Nu, oricum îi ascultă pe toți, să știe cine sunt. Da, domnule. Aia e problema. Poate să-i după aprendă vocală dacă te urmărește. Da, dar nu suntem atât de... Crezi că suntem atât de... Nu, dar sistemul ăsta represiv, da? Nu există. Asta spun, în lipsa unei... Toată lumea ție cartelă din Spania, două secunde, de unde te-a... Fiindcă poporul român nu protestează, nu iese în stradă cum fac grecii, ăștia văd, băi, se poate și asta, hai să o băgăm și pe asta, ăștia de la putere. Trebuie că avem aceeași teorii, fără să stăm... Eu fiecare seară spun aici, exemplul meu e Grecia, acum ești în stradă și anume cum s-au culcat toți. Le-au șters tot ce înseamnă datorii. Acum mă uitam, înainte să plec la România TV, nu cred că, nu știu, ați văzut, doamna Udrea, intervenția doamnei Udrea, care se telefonic a intervenit și spunea că, domne, de ce să ne ocupăm noi de cazuri de astea, de becalii, de ce astea sunt dezbaterile? Că o dezbatere corectă ar trebui să fie la această oră despre cei 40 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană ne oferă și cum să-i cheltuim. Auziți și asta cu banii ăștia, deci, europeni? Deci asta spunea, mă, o altă mare minciună, când lumea n-are ce mânca, știi? Da, o altă mare minciună care se propagă în România asta. Domne, ce proiect făcut cu bani europeni, domne, fonduri europene. Domne, dar nimeni nu spune că ăștia sunt banii noștri ai românilor. Noi cotizăm la Uniunea Europeană vreo 3 miliarde de euro pe an am dat până acum, de 10 ori de cât am primit înapoi. Și sigur, străinii ce zic? Domnule, să dea toate țările aici la greata comună și noi îi dăm înapoi și urmărim. Să nu se fure, să se facă ce trebuie, un fel de CSP, așa, corect, planificării, cum visa Ceaușescu. E, noi acum, sigur, luăm niște bani, ne aducem înapoi în țară. Dar ăștia care sunt la putere, ce zic? Bă, sunt bani europeni, noi vi-am adus. De unde sunt plătiți de telespectatorii de la 6 TV până impozite în fiecare lună, ajung acolo în Europa și să mai și reîntorc cele mai bune case. Dar noi dăm 3 pe an, ei ne dau 40. Da, asta e o chestie. Da, bun. Asta, da, asta e problema României. Acum, am văzut în multe localități din țară, vin produse de-astea, mâncare din Europa, ajutoare, alimentare. Și ăștia ciocoii locali țin produsele astea până să strică, până se împut pe niște depozite și când vin alegerile cu o lună înainte, dau pachetele, într-adevăr. Pachete. Dar ei spun, nu zic că-s de la ei, dar nici nu spun că-s de la Europa. De handicapați, da. Și zice, ai venit să vă dăm niște ajutoare. Știi? Acolo nu mai spun că sunt ajutoarele venite de la Uniunea Europeană, ca să se înțeleagă că ar fi de la ei, de la primarul respectiv. Pe ele. Alo, bună seara! Ce mă că te dau? Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și lui domnul Dan Diaconescu. Bună seara. Plânge aia mică. Să vă trăiască copilul sau nepotul. Dați copilul mai încet, ca să zic așa. Cine esteți? Stai așa, da. Acum apucă pe asta plânsul. Haideți. Așa sunt copiii, nu-i nimic. În Spania? În Spania, da. Bună George. Seara. Sunt George, din Spania. Da, George. Bună seara. Mara, ce îți doresc? Sănătate, să te sănătoșezi. Și lui Dan Diaconescu am o întrebare. De ce ai închis OTV-ul? Dacă spuneam adevărul, asta e. Dar trebuie să vă întoarceți în România să facem ceva cu guvernanții ăștia, că nu se mai poate. Păi când s-o închide în Spania o televiziune, cred că ies toți spanioli în stradă. Vreau să lăsă pe Sârghei cu bani ăștia, că mi-i dă cu asta Comunitatea Europeană.